Ministrul Constantiniță a fost însoțit de președintele Consiliului Județean Constantin Niculescu, senatorul Cerban Valeca, președinte al Consiliului Științific al ICN Mioveni, deputatul Gheorghe Marin, gazda fiind primarul orașului Mioveni Ion Georgescu. Niță a vizitat atât Institutul de Cercetare cât și Fabrica de Combustibil. Domnului președinte și parlamentarilor, domnului senator Valeca și domnului Marin, pentru un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră. În afară de acest eveniment, ne bucură vizita totuși în comunitate, ca domnul ministru să ia la cunoștință și despre alte probleme mai des pe platformă. Pentru eveniment, las pe domnul președinte, pe domnul senator, pentru că este un eveniment mai aparte al platformei ICN. PCN. Președintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Niculescu, a ținut să-i mulțumească ministrului pentru că s-a ținut de promisiunile făcute, rezolvând problema ICN Mioveni, având în vedere problemele regiei de la Turnul Severin. SCN Mioveni a făcut parte din regia autonomă pentru activități nucleare Drobeta Turnul Severin, care se află în insolvență din cauza datoriilor de aproximativ 800 de milioane de lei, regie de care a și fost separată. Am despărțit institutele de cercetare de această regie, având în vedere situația grea financiară pe care trece această regie și sigur am făcut o altă regie care se ocupă numai de cercetare nucleară. Un colectiv bun, un colectiv profesionist care trebuie folosit în această cercetare a unei industrii de vârf. Sper să continue activitatea și să o dezvolte pe alte proiecte mai mari, au câteva proiecte tot în domeniul nuclear, așa numitul proiect Alfred, au proiecte legate de dezvoltarea pe bază de molibden a unor instalații, mai ales în domeniul sanitar și trebuie să-i sprijinim în acest sens și sigur că eu acord o mare importanță acestui institut de elită pentru că România trebuie să fie sau să se regăsească în elita mondială a acestei industrie. Noua regie autonomă pentru tehnologii pentru energie nucleară, din care face parte și Institutul de Cercetări Nucleare de la Mioveni, va avea sediul chiar aici, la Mioveni. Argeșenii și mă refer aici la conducere și parlamentarii, mulțumim pe de o parte faptului că premierul când a venit aici, dacă vă aduceți aminte, la primul simpozion de la Institut a încurajat inițiativa pentru reactorul 3 și 4, a promis drumul și s-a rezolvat, iar astăzi avem ministrul energiei aici pentru continuarea lucrul care le-a primit actualul guvern. În prezent, pe platforma de la SCN sunt 1100 de angajați, din care aproximativ 600 de persoane la Institutul de Cercetare și restul la Fabrica de Combustibil Nuclear, care ține de nuclear electrica. Ministrul a vizitat și Catedrala de la Mioveni. La plecare, Constantin Niță a primit din partea primarului Ion Georgescu o machetă originală cu Dacia.